Când vorbim de textile pentru casă, de regulă ne gândim doar la perne și la pături decorative. Să nu uităm însă de prosoapele pe care le folosim zilnic și pe care este bine să le alegem din bumbac 100% pentru a fi cât mai absorbante. În ceea ce privește lenjeriile de pat, ele se produc de an bun la Năsăud, în țara noastră. Le putem alege în peste 60 de culori diferite, iar dacă nu ne place să călcăm deloc, trebuie să alegem neapărat tricotul. Suntem alături de doamna Paraschiva Moldovan, administratorul showroom-ului de textile pentru casă. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Avem în jurul nostru prosoape în toate culorile și suntem încântați să aflăm că se produc aici. Spuneți-ne, vă rog, în ceea ce privește calitatea prosoapelor, la ce să fim atenți când le cumpărăm? Prosoapele noastre sunt prosoape din bumbac 100%. Avem două calități de prosoape, 600 de grame pe metru pătrat, într-o varietate mare de culori, 23 de culori, și 500 de grame pe metru pătrat, care le avem în 12 culori. Prosoapele sunt sigur 100% bumbac. Fiecare client își alege contextura care îi place mai mult, cum ajunge pe piele. În momentul în care alegem un prosop mai gros, înseamnă că este mai absorbant, calitatea lui este mai bună. Vedem aici unul portocaliu, este de ce tip? Este un prosop de 600 de grame pe metru pătrat, 70x140, prosop pentru duș. Este bine să ținem cont de aceste caracteristici tehnice când intrăm într-un magazin de acest gen. Cel mai important este compoziția din care este făcut prosopul. Să fie sigur din bumbac 100%, că cele care sunt din bumbac cu poliester creează acel efect pe piele de... Păstrează un fel de, da, peliculă. Ție, da. Iar aceste prosoape sunt de 500 de grame. Sunt clienți care le preferă, sunt puțin mai dure, să zic, la șters. Așa că fiecare alege în magazin textura potrivită, da, preferată, mai degrabă. Ce preferă, da. Observ că aveți prosoapă de plajă, dacă tot ne adaptăm sezonului. Da, da. Avem aici, în spatele dumneavoastră, prosoape foarte interesante. Avem și prosoape de plajă, care sunt bumbac 100%, 95x180, deci potrivite pentru un șezlong sau poate la nisip, la mare, și sunt preferate de clienți deoarece au o contextură foarte plăcută. Nu este senzația aceea de rămâne ud când te așezi cu costumul de baie pe el și reține apa? Și atunci absorbe apa. În spatele nostru, paleta de culori este nelimitată. Ce preferă clujenii anul acesta? Preferințele lor în materie de culori se schimbă de la an la an? Da, există un trend, să zic, în acest an și pe partea de lenjerii și de prosoape s-au vândut foarte bine albul. Revenim la culorile de bază. Da, da, și în special la lenjerie, foarte bine s-a vândut albul. Suntem la capitolul lenjerii de pat. Spuneți-ne, cum facem să alegem lenjeriile dacă căutăm exact calitatea lenjeriei din hoteluri? Aceleași ternuturi, nu știu, apretate, de calitate foarte bună, la ce să fim atenți când intrăm într-un magazin de lenjerii de pat? O să găsiți la noi cu siguranță calitatea acelor lenjerii pe care le găsiți și la hoteluri. Avem gama de lenjerii de pat unii și avem și gama de lenjerii de pat din bumbac satinat imprimat. Toate lenjeriile pe care le avem noi aici în magazin sunt numai din bumbac satinat. Avem și lenjerii din bumbac bio pe care le folosesc în general persoanele care sunt alergice, începând de la plantația de bumbac, solul este netratat chimic,
fibra ca atare de bumbac netratată chimic, țesătura netratată chimic și așa ajunge lenjeria în magazinul nostru, care este din bumbac bio și cred că nu prea găsiți în altă parte. Spuneți de bumbacul satinat, care este diferența din punct de vedere estetic și poate al confortului între bumbacul satinat și cel obișnuit? Bumbacul satinat are această strălucire și este aplicată o anumită tehnologie în fabricile de finisare. Aduce amătasă? Pe undeva, nu chiar mătasă, pentru că pe mătasă se alunecă, pe acest bumbac satinat nu se alunecă, dar este plăcut la contactul cu pielea. Avem lenjerii din bumbac satinat o singură culoare, cele pe care le vedeți aici. Și observ și prețurile sunt foarte rezonabile pentru un așternut complet. Da, pe piață noi considerăm că nu trebuie să, deși calitatea este foarte bună, nu trebuie să ieșim cu niște prețuri care să șocheze. Sperie până la urmă. Da. Lenjeria de pat la noi conține fața de pilotă și fețele de pernă, pentru că asortăm la aceste lenjerii cerceafurile de pat clasice, dar avem o gamă foarte variată de cerceafuri de pat cu elastic. Acum, pentru că lumea are saltele, dormitor, este mult mai comod să folosești un cerceaf de pat cu elastic decât acel cerceaf clasic. Și cumva predomină confortul. Din acest motiv noi împachetăm numai fața de pilotă și cu fețele de pernă, iar mai departe o să vedem și gama variată de culori pe care o avem la cerceafurile de pat cu elastic. Până la urmă lăsați la alegerea și la preferința clientului să creeze amestecul de culori cerceaf și lenjerie de pat. Să nu uităm să specificăm că aceste lenjerii de pat sunt produse în România. Da, aceste lenjerii de pat sunt produse la Năsăud. Este o tradiție în ceea ce privește lenjeriile de pat de la Năsăud. Probabil că foarte mulți dintre telespectatorii dumneavoastră o să-și aducă de aminte că de la Năsăud și-au cumpărat din totdeauna lenjerii de pat. Și tot ce vedeți pe aceste rafturi este produs la Năsăud. Ne bucurăm să auzim că în țara noastră se produce încă o textilă de calitate și în culori atât de variate, o calitate atât de bună până la urmă, iar oamenii nu mai trebuie să plece în afară pentru a-și face cumpărăturile. Nu trebuie să plece în afară, deoarece de la noi pleacă aceste lenjerii pe piața Uniunii Europene. Avem și lenjerii din tricot, tot bumbac 100%. Aceste lenjerii nu mai trebuie călcate, pentru că foarte multă lume din criza de timp caută lenjerii care să nu necesite călcare. Arată foarte interesant lenjeriile din tricot. Da. Ne aducem aminte de tricourile clasice, gri, în toate nuanțele pe care le vedem aici. Da, aici avem un cerceaf de pat cu elastic, cu o altfel de împachetare, în ideea să nu mai folosim ambalaje care ajung la coșul de gunoi. Și atunci avem și o altă formă de ambalare în acest săculeț de bumbac, care putem să-i dăm și o altă utilitate. Putem să-l refolosim ulterior. Să-l folosim în casă, să zic, pentru papuci sau orice altceva. Observ aici nuanțe de gri închis, gri închis, deschis, antracit, culoarea jeansilor. Oare clienții care cumpără genul acesta de lenjerie de pat sunt mai tineri sau aveți clienți de orice vârstă care aleg lenjeria de tricot? Culoarea antracit este o culoare chiar preferată de tineret. Și ceea ce vedeți la noi în magazin sunt culorile care merg și pe piața Uniunii Europene. Deci noi nu
aducem materie primă separat pentru piața internă. Aici avem sectorul de cerceafuri de pat cu elastic. Nu cred că există vreo culoare pe care să ți-o dorești și să nu o găsești aici pe raft. La aceste cerceafuri de pat cu elastic avem o gamă de 60 de culori. 60 sunt chiar foarte multe. Nici nu aș putea enumera toată culoarea. Pentru fiecare client, cred că o să-și găsească culoarea preferată. Există și clienți care aleg să cumpere, nu știu, poate doar cerceaful de pat și să îl combine cu lenjeriile, așternuturile pe care le au acasă. Deci, pentru a da un aer proaspăt dormitorului, dar poate nu o investiție mare din prima. Da, sunt foarte mulți clienți care, să zic, își cumpără pentru saltele lenjeriile de cerceaf cu elastic și asortează cu o lenjerie pe care o au acasă. Practic, mereu schimb câte ceva, cu investiții minime aduci o culoare nouă în dormitor. Da, așa este, fiecare după posibilități. Dacă vine la noi în magazin, își caută produsele pe care, să zic, să-și permită să le cumpere. Deși avem produse la prețuri diferite, de exemplu la cerceafurile cu elastic, avem 3 calități. Deci ca și preț, de la o calitate, să zic, mai inferioară la cea mai superioară calitate. Și atunci, în funcție de buget, fiecare își cumpără calitatea pe care și-o permite. În ceea ce privește calitatea cerceafurilor, aici ținem cont de textura țesăturii sau în funcție de ce spuneți că diferă cele trei calități? Și aici este vorba densitatea țesăturii. Densitate, deci avem de 120 de grame pe metru pătrat, de 140 de grame, de 160 de grame. Cu siguranță, cel care este puțin mai gros, respectiv de 160 de grame, va rezista la mai multe spălări și atunci investiția pe care am făcut-o o să fie o investiție de durată. Spuneți-ne, vă rog, dacă avem o saltea de 160 pe 200 de centimetri, trebuie să cumpărăm cumva un cerceaf cu elastic mai mare sau cum să facem alegerea? Nu, de la noi trebuie să cumpărați exact dimensiunea cerceafului care o aveți și la saltea. Deoarece am în mână un cerceaf de pat cu elastic, este cu elastic tot roată și avem dimensiunea măsurată până aici, este salteaua. De la colțul saltelei? De la colțul saltelei. Această rezervă pe care o vedeți este exact pentru înălțimea saltelei, care poate fi, să zic, 22-25 și mai rămâne și diferența care intră sub saltea. Așadar, aici la dumneavoastră, măsurătoarea se face până la colțul superior al saltelei, iar partea care reprezintă înălțimea saltelei nu mai e luată în considerare în dimensiunile de pe ambalaj. Nu, dimensiunile de pe ambalaj ne indică exact dimensiunea saltelei. Avem dimensiuni pentru saltelele de o persoană de la 90-100 până la 200. Următoarea dimensiune este 140-160 până la 200, iar următoarea dimensiune este de 180-200, iar la articolul de 97% bumbac cu 3% elastan se poate folosi pentru saltelele de 200 pe 220 și cu înălțime de 25 de centimetri salteaua. Deci putem veni cu încredere să luăm exact dimensiunea potrivită, nu ne riscăm. Cu siguranță, cu siguranță. Sunt încercate pe saltele atunci când au fost produse și tiparele de croire sunt date corect pentru ca ele să intre pe saltea așa cum sunt indicate dimensiunile pe produs. Așa cum spuneați, aveți sisteme complete pentru paturi, cu toate accesoriile și textilele necesare. Aveți mai multe tipuri de protecții de saltea? Da, avem și protector de saltea. Avem husele de protecție,
care arată la fel ca și acestea cu elastic tot roată, deci pot să-ți îmbraci salteaua pentru a fi protejată și avem și numai protector de saltea care se prind la capătul saltelei cu elastic și sunt impermeabili, care se pot folosi pentru copii, pentru bătrâni sau chiar și pentru uzul casnic, pentru a nu-ți pune o cană de cafea pe saltea. Văd aici o varietate mare de culori în ceea ce privește halatele de baie. Îmi aduc aminte de halatele de baie pe care le foloseam în stațiunile cu băi termale mai de mult sau poate la mare. Se mai cumpără halatele? Se folosesc în interiorul casei sau în exteriorul ei pentru ștranduri? Se cumpără halatele chiar foarte bine și halatele le aducem de la furnizorul nostru de materie primă. Sunt bumbac 100% și avem și pentru copii și pentru adulți. Pentru copii avem aceste halate cu glugă, sunt folosite la piscină. Acum cam toți copiii încep să învețe să nuate și se duc la piscină și au nevoie de un hălățel. Sunt foarte groase, se simtă. Da, sunt tot așa de 600 de grame pe metru pătrat și avem și halatele pentru adulți care sunt fără glugă cu un guler șal. Dar se vând foarte bine. Se vând și pentru interiorul casei, în momentul în care ieși de la duș, mai folosești halatul? Da, în loc de prosop se pot folosi foarte bine, fiind din bumbac, absorb bine apa, poți să înlocuiești foarte bine prosopul cu halatul de baie. Dacă tot suntem într-un showroom de textile pentru casă, să vorbim puțin despre pernele decorative, păturile pe care le putem așterne pe o canapea, pe un pat, în dormitor. Da, avem și perne decorative. La aceste perne, bineînțeles că avem și păturile care sunt pentru pat de o persoană sau pentru pat de două persoane, pentru patul de dormitor. Și acestea le avem în două modele. Sunt din bumbac 100%. În ce măsură mai cumpără clujenii, la ritmul de viață care este destul de alert în zilele noastre, pături pentru patul din living sau pentru canapele? Mai ai timp să-ți faci patul la modul acesta de dormitor, de showroom acasă, sau te trezești dimineața și fugi rapid spre job? Se cumpără pentru că multă lume își protejează, să spun, colțarul îl are într-o sufragerie cu stofă, își protejează stofa, își pune pe fotoliu și pe colțar și atunci această cuvertură se poate spăla foarte ușor, fiind din bumbac 100 și... Avem canapele într-o nuanță mai deschisă la culoare sau dintr-un material textil mai sensibil. E de preferat să cumpărăm o pătură aspectoasă pe care o putem întreține mai ușor decât să investim în... Se întrețin foarte ușor, o spălare simplă și este curată și se folosește și la dormitoare. Să știți că multă lume își cumpără pentru patul de dormitor, sigur că dimineața, ca să nu să arate bine camera, întins plapuma și ai tras cuvertura peste și arată bine și dormitorul, chiar dacă, să zic, că nu primește acolo musafiri, așa pentru persoană, poate că este important. Am avut alături de noi pe reprezentanta showroom-ului de textile de casă, am aflat lucruri interesante și am observat că putem găsi o calitate excepțională și o gamă foarte largă de culori și aici, în țara noastră. Credeți că vesela de porțelan nu mai păstrează niciun mister? Astăzi vom afla că există farfurii de porțelan cu garanție pe viață. Ele sunt înlocuite de producători ori de câte ori se ciobesc. Nu trebuie să ne credeți pe cuvânt. Vom face un test de rezistență și vom vedea dacă sunt chiar atât de dure. Tot acum vom afla de ce vesela Horeca este o alegere obișnuită pentru casele clujenilor de rând. A sosit momentul în care începem să ne preocupăm și de detalii după ce casa este aranjată. Așadar a venit momentul veselei. Cum o alegem, pe ce criterii selectăm materialele, culorile, rezistența materialelor din care este fabricată aceasta, ne va vorbi astăzi Cristina Lung, reprezentantul showroom-ului.
Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Mulțumim! Cum alegem vesela în momentul în care dorim să achiziționăm un set de farfurii, de boluri de supă, de accesorii pentru masă? În primul rând trebuie să avem în vedere materialul din care este folosită, folosit pentru fabricarea veselei, și anume ce avem în spate este porțelanul. Există o diferență între porțelan și ceramică, de exemplu, din punctul de vedere al fabricării porțelanului, poate? Da, există o diferență. Porțelanul este o pastă care este formată din cuarț, caolin și felspat, tratată la temperaturi foarte înalte, ceea ce duce la o durabilitate și la o rezistență mult mai mare a materialului. În ceea ce privește vesela din spatele nostru, ce au în plus este alumina, oxidul de aluminiu, care duce la rezistența mult mai mare și de aceea și producătorul oferă garanție pe viață pentru aceste materiale. Garanția pe viață este chiar un termen wow și greu de crezut, pentru că vorbim de farfurii care se pot ciobi, se pot sparge foarte ușor. Ce înseamnă din punctul de vedere al producătorului garanția pe viață? Garanție pe viață în sensul că dacă produsul se ciobește, se fisurează, în primul rând pe margine și de aici vin toate problemele, produsul se poate schimba. Dar pare oricum de o calitate bună, gros și în general cui se recomandă acest tip de veselă? În afara, nu știu, restaurantelor unde evident pierderile sunt mari, mă gândesc, nu știu, poate la familii cu mulți copii sau în momentul în care ai mulți oaspeți și plimbi vesela pe terasă, living. Exact. Da, sunt recomandate și pe partea Horeca, restaurantelor, dar și pentru uzul casnic. Așa cum ați spus, familiilor cu mulți copii sau meselor în familie mai numeroase. Așadar, nu ne mai facem probleme în momentul în care ciobim în farfurie, o spargem, se poate înlocui, iar prețul de achiziție este unul doar la început, de acolo încolo ai un set pe viață. Se poartă aspectul antichizat al porțelanului? Este noul trend pe piață. Porțelan vechi, Pare chiar deteriorat, deși îl cumperi de o calitate foarte, foarte bună. Exact. Este, ne duce undeva la vesela bunicii. Iar în momentul în care dorim să, nu știu, să mergem mai degrabă pe un aspect elegant, există genul acesta de farfurii cu garanție pe viață și într-o altă gamă? Exact, gama Willow. Este ceea ce găsim de obicei în restaurantele de înaltă clasă. Exact, restaurantele la carte. Da. Sunt modelele tradiționale, specific englezesc. Deci pentru cine dorește un aspect elegant, un aspect clasic, putem să alegem și aceste tipuri de farfurii. Vom testa acum în direct duritatea farfuriilor cu garanție pe viață. Avem un aparat sofisticat și vom încerca de mai multe ori cu diferite greutăți să vedem dacă farfuria este cu adevărat rezistentă la ciobire. Da, este un sistem foarte simplu primit de la producător, un sistem de fixare în care se pune farfuria cu spatele oprit, iar în funcție de gradația și unghiul implicit de lovire se creează și forța diferită și forța mai mare de lovire și de interacționare cu farfuria. Avem aici un ciocan metalic, ne vom pune și ochelarii pentru a nu fi răniți de eventualele cioburi, deși sperăm să nu se întâmple nimic. Încercăm întâi testul cu o farfurie normală, apoi vom apela la o farfurie cu garanție pe viață. După cum se observă, nu se întâmplă nimic, creștem unghiul de lovire la 30 de grade. Forța crește implicit, mutăm la 50 de grade. Farfuria rezistă? Farfuria rezistă, exact.
Încercăm de la 70. Am înlocuit farfuria obișnuită cu modelul cu garanție pe viață. Haideți să pornim testul. Începem de la 10. Creștem unghiul la 30 de grade. Nu se întâmplă nimic? Creștem unghiul la 50 de grade. Farfuria rezistă? Creștem unghiul la 70 de grade. Foarte rezistentă. Și facem ultimul test la 90 de grade, care este impactul cel mai de sus de la 90 de grade. Victorie! Farfuria e intactă. Într-adevăr, garanție pe viață. Vesela modernă oferă o mult mai mare libertate de mișcare și o mai mare creativitate. În ceea ce privește farfurile de supă, putem opta între clasicele farfurii de supă, cele cu margini răsfrânte, sau între acest model, care ne permite atât să punem supa sau să folosim pentru paste acest bol. Exact, farfurile de supă se pot folosi atât pentru supe ciorbe, supe creme sau pentru paste. De asemenea, farfurile întinse, în locul farfuriei clasice, cum este aceea, se pot folosi și platourile. De asemenea, platourile ca și platou de prezentare sau ca și farfuria pentru felul principal. Așadar, avem o dublă funcțiune. Dacă cumpărăm un set complet... Exact, exact. Putem să folosim articolul pentru mai multe produse. Iar în ceea ce privește farfurioarele, ceștile de ceai, de cafea, bolurile pentru salată, spuneți-ne în ce măsură, în momentul în care vă calcă clienții pragul, se gândesc la toate aceste detalii. Clujenii preferă să își achiziționeze un set complet sau iau doar partea basic pentru început și vin ulterior pentru completarea setului? De obicei achiziționează setul complet, adică farfurile bază, dar și boluri pentru salată, ceșcuțe, seturi pentru cafea, pentru ceai, platouașe, boluri de diferite mărimi sunt la fiecare model în parte, recipiente pentru zahăr, care la fel se pot folosi pentru sosuri. Cum procedăm dacă dorim, nu știu, poate avem o familie atipică, suntem doar doi în familie sau dimpotrivă suntem 12? Există seturi standard pe care trebuie să le cumpărăm sau putem să achiziționăm produsele în funcție de nevoile noastre? Produsele se pot achiziționa în funcție de nevoile și de necesitățile clientului. Adică putem lua 4 farfurii pentru început și le mai completăm cu încă 2 sau 4 dacă dorim, nu? Exact, exact. Componența diferă în funcție de necesitățile clientului, de ceea ce dorește să conțină setul. Sunt clienți care doresc doar farfuria pentru aperitiv și farfuria întinsă, fără farfuria de ciorbă. Este la alegerea clientului. Acum am discutat despre farfuriile produse în Anglia, dar să nu uităm că și în România există produse de calitate foarte bună și la prețuri mai mult decât rezonabile, iar acum mergem să le vedem. Avem alături de noi o gamă foarte largă de veselă care de regulă se folosește în Horeca, dar există foarte mulți clujeni care preferă să achiziționeze genul acesta de veselă albă. De ce oară? Datorită varietății articolelor din fiecare model, adică pe lângă bază, farfurile de bază pentru aperitiv, supă și cele pentru felul principal, există o varietate de boluri, boluri de salată, boluri de ciorbă. Mai nou se merge foarte mult pe ideea ca supele, ciorbele să fie folosite în boluri și nu în farfuria clasică. Platouașe, sosiere, oliviere, deci la fiecare model în parte avem o varietate de articole, cești de cafea, cești de ceai. Iar în momentul în care vesela este albă, eventual putem, nu știu, personaliza decorul mesei prin mici accesorii, nu trebuie neapărat să schimbăm de fiecare dată tot la câte un an setul întreg. Da, pentru că albul este clasic, albul a rămas
a rămas clasicul și tradiționalul. Care nu se demodează, rămâne în trend. Exact, și se asortează la orice decor. Acest tip de veselă albă, clasică, nemuritoare, este produsă în țara noastră, la Alba Iulia, care are o îndelungată tradiție. Spuneți-ne, câți dintre clujeni vin și doresc în mod special să achiziționeze genul acesta de veselă? Avem clienți care preferă vesela albă, care cunosc brandul firmei producătoare, cu o vechime de peste 25 de ani în producerea porțelanului în țara noastră, și atunci preferă acest gen de porțelan, porțelanul alb, clasic. Și posibilitatea de a-ți crea propriile seturi personalizate, a nu te limita la o simplă supieră și un platou pentru felul principal. Deci poți să alegi tot ceea ce dorești. Exact. Seturile se pot forma în funcție de necesitatea clientului, componența la fel, pentru indiferent de numărul de persoane sau de articolele care se includ în set. Văd în spatele nostru un material pe care îl recunosc ca rezistent la căldură. Cum se numește? Exact, este vorba despre opal. Este un material de 5 ori mai rezistent ca și porțelanul. Este un material care aduce mai mult spre sticlă. E mai rezistent în ce privește căldura sau, nu știu, rezistența la izbire, la spargere? La șocurile mecanice, la căldură, la lovituri, da, la temperaturile mari. Așadar, putem să-l preferăm și pe acesta, în egală măsură cu cel din importat din Anglia, mă gândesc. E la fel de rezistent? Da, este la fel de rezistent, doar că tipul acesta de material îl recomandăm în special pentru uzul casnic. Mai mult se folosește pentru uzul casnic. Se pot folosi la cuptorul cu microunde, la mașina de spălat vase, fără niciun fel de problemă. Așadar, putem găti în ele chiar la cuptor? Putem, nu știu, pregăti o tartă pe ele? Se pot, da, da. Sunt acele tăvi speciale care se pot introduce și la cuptor. Și încălzi, nu știu, o cacao cu lapte într-o cană? Exact, exact. Rămânem tot în zona porțelanurilor produse în România și tot în Alba Iulia. Avem aici o zonă cu porțelanuri decorate, nu? Exact, da. Sunt seturi de veselă cu motive florale, cu motive tradiționale. Sunt seturile clasice, formate, compuse din câte 6 farfurii, deci setul pentru 6 persoane, și includ și câte un castron și câte un platou. Acestea sunt gata compuse, le putem cumpăra de gata, iar dacă dorim, nu știu, să cumpărăm mai multe farfurii de un fel, avem și posibilitatea aceasta. Din nou, clientul își poate alcătui setul cum dorește, în funcție de necesitate. Vedem aici un motiv popular tradițional românesc. Da, motivul hora. Din categoria aceasta, clientul își poate alcătui setul cum dorește. Dacă dorește doar boluri, se pot achiziționa doar boluri sau doar farfurii. Acestea sunt bolurile de care spuneați că sunt folosite atât ca boluri pentru supă, cât și boluri pentru micul dejun, pentru muesli, pentru alte variante, sau salatiere, fructiere. Au funcționalitate multiplă. Am înțeles. Văd aici un platou italian pentru brânzeturi, un platou cu suport de lemn. Este produs tot în țara noastră? Da, este tot produs în Alba Iulia. Este un platou pentru brânzeturi, dar de asemenea se poate folosi pentru pizza. Și există și variantele de suport pentru fructe sau pentru, nu știu, poate pentru un tort, pentru prăjituri. Exact, pentru prăjituri sau fructieră, ca și fructieră sau pur și simplu decorativ. Am avut alături de noi pe Cristina Lung, care ne-a explicat de ce este important să alegem o veselă de calitate, foarte rezistentă la izbituri și spargeri, și am aflat că există chiar și farfurii cu garanție pe viață. Data viitoare vom vorbi la Trusa Casei despre mobilierul stil, mobilierul cu patina timpului, de ce îl preferă mulți clujeni și cum putem să-l combinăm cu piesele moderne pentru un aspect actual al căminului nostru. Până data viitoare, rămâneți pe NCN!